Bună ziua, doamna Cătălina. Mă adresez doamnei Cătălina cu mulțumiri pentru faptul că mi-a trimis acest mesaj. Doamna Cătălina îmi spune că a luat pachetul de DVD la clasa 1, pentru clasele 1-4. Îmi mulțumește în mesajul pe care mi-l trimite pentru modul în care încerc eu să explic acolo multe probleme. Doamna Cătălina, sigur că ați văzut, mă ocup de problema aceea foarte importantă, faptul că semnele algebre sunt lăsate prin clasa 6. Eu am reușit să le duc încă din clasa 1, practic, pregătesc terenul și atunci când mi se vește ocazia, spre sfârșitul clasei a 3-a, chiar toate lucrurile sunt puse la punct cât privește legea semnelor la algebră. Deci, una din probleme o am acolo rezolvată, păcat că cei care sunt mă rog, drept să încerce să intervină și să facem o altă programă, să putem să-i lămurim pe copii așa cum trebuie, nu o fac, nu-i interesează. Ați mai văzut și mai multe alte lucruri, cum ar fi tabla mulțirii acolo și încă multe lucruri frumoase acolo, care, mă rog, pe care le-am reușit să le pun la punct. Da, haideți să intru în problemă. Dumneavoastră, sesizați un lucru. Îmi sesizați mie un lucru, și anume că din culegerea aceasta, de la pagina 94, parcă, da, la pagina 94, în pachetul de DVD-uri pe care l-ați achiziționat și vă mulțumesc frumos pentru cuvintele de laudă, vă mulțumesc și pentru faptul că ați achiziționat acest pachet de DVD-uri, v-aș ruga să purtați mesajul prin fiica dumneavoastră și spre prieteni, încât să facem cunoscut acest lucru, da? Deci, un filmulețul este pentru dumneavoastră când sesizați următorul lucru. La pagina 94 se află problema 12 și spuneți acolo că abordarea a fost făcută la un nivel la care elevul nu ar putea să o facă. Adică, îndată ce aici se lucrează cu numerele raționale, cu fracții, deci nu-i posibil să fie făcută de fetiță, pentru că operații cu fracții nu se fac până în clasa a patra. Acum, pe mine mă surprinde chestia asta, cum se fac operațiile cu fracții, pentru că, din dată ce e vorbit de o treime, trei pătrimi, de tot felul, trebuie să-și operez cu numerele acestea. Așa se face că problemele acestea care sunt în culegere fac referire la nevoia sau presupun să cunoști aceste operații cu fracții. Cum să adună două fracții? Măcar să știe elevul ce înseamnă fracție echivalentă. Și am să plec de acolo, de la fracție echivalentă, să încerc să explic așa în limbajul acela care e acolo cu operații cu fracții, da? Și până să încerc și un mod mai interesant, așa să spunem, fără fracții, pe metoda segmentelor, să văd dacă mi iese chestia asta. Așadar, doamnă Alina, și nu numai dumneavoastră, mă adresez în acest filmuleț tuturor părinților care au astfel de probleme și încearcă de răsputeri să-și ajute copiii. Deci, spune așa acolo, hai să citim problema, că zice: Matei a cheltuit-o în prima zi, o pătrime dintr-o sumă X. Din S, hai să spun, dintr-o sumă S. În prima zi. A doua zi cheltuie încă o pătrime, dar din rest. Deci, trebuie să aflu restul. Și ca să aflu primul rest din S, suma pe care o aveam, trebuie să scad o pătrime din S. Adică 1 pe 4 ori S. Asta înseamnă pătrime din S. S e supra 1, să înțeleg, și atunci pot să înmulțesc. Nu știu bine să fac acest lucru și face cât? S minus S supra 4, deci S minus o pătrime din S. Și cât fac? Dacă dintr-un număr scazi o pătrime, să rămân 3 pătrimi. Deci 3 pătrimi din S. Vă închipuiți că aveți segmentul, un 4 s-a împărțit, da? Și atunci când ai tăiat o pătrime, au rămas 3 pătrimi. Ei, ce s-a întâmplat așa în culise ca să poată să înțeleagă copilul? Practic, iese supra 1 și am transformat fracția asta cum? Într-o echivalentă, echivalenta sa, 4 ies supra 4. Deci în loc de ies, am 4 ies supra 4, minus ies supra 4.
Și atunci, din patru, ies pe patru, că demoni ies pe patru, fac trei, ies pe patru. Ceea ce spuneați dumneavoastră este echivalent cu aducerea aceeași un viitor, nu? Dar probabil că nu li s-a vorbit de lucrul acesta. Hai să mergem pe ideea că fracția ies pe 1, schimb ca 4, ies pe 4. Da? O echivalentă a acestea. Ca să putem înțelege cum din 4, din 4 sferturi, ca asta am spus eu, nu? 4 sferturi, scădem un sfert. Și atunci rămân 3 sferturi. Să mă fac mai înțeles pentru copii. Asta este restul de aici. Restul din prima zi. În a doua zi face din nou. A doua zi cheltuie încă o dată o pătrime din rest. Deci o pătrime din rest. Adică asta însemna o pătrime din 3 pătrimi. Ori 3 ies pe 4. Acum, eu am introdus acolo, am făcut operațiile cu fracții, eu am zis că e cu normal să vorbesc de asta. Cum se mulțesc? Numărători între ei și numitori între ei. Și am vorbit de ce să ajunge acolo, am explicat, nu mai insist acum. 3 ies pe 16. Atâta cheltuie din toată, din rest, practic, da? 3 ies pe 16. 3 16-imi din toată suma ar veni. Da? Așa înțeleg. 3 16 din toată suma. Și acum e un moment foarte important. La ceea ce am eu de gând să fac și printr-o altă metodă, dacă aș împărți tot segmentul ăla în 16, vedeți că acum aș putea să iau din segment 3 16. Mi este telefonată o idee nouă numai pe segmente. Dar nu în 4 sunt parți. Acest segment, ci în 16. Pentru că, vedeți, aflu acum cât cheltuie el, nu? În a doua zi. 3 16 din sumă. Și atunci, dragilor, dacă părăsesc problema, pur și simplu, nu mi-am propus asta, dar o părăsesc, pentru că dumneavoastră chiar asta vreți să aflați acum de la mine. Asta este momentul care mă face să părăsesc problema. Și să-mi imaginez un segment pe care să-l împart în 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, da? Așa. Trebuie mai văd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Foarte bine. Asta e suma toată. Dar de ce n-am lăsat cu o pătrime? Pentru că între timp au intrat în lucru 3 16-imi. Deci nevoie de împărțire în 16. Acum ce înseamnă o pătrime? O pătrime din 16, câte segmente ar trebui să iau? Că în prima zi zice o pătrime din sumă. Asta e toată suma. Da? Asta e toată suma. Sunt 16 segmente. O pătrime înseamnă 4 segmente. 1, 2, 3, 4. Atât cheltuie în prima zi. Câte mai rămân? 12 segmente de acestea. Dacă am luat 4, mă rămân 12. În a doua zi, zice că cheltuie o pătrime din cât o rămas. Adică din 12, o pătrime. Pe 12 trebuie să-l împart la 4. Și iau cât? 3 segmente. 12 împărțit la 4 fac 3. Deci asta este suma pe care îl cheltuie în a doua zi. Da? În a doua zi cheltuie... Aia, ce fac aici? Asta este suma pe care îl cheltuie în a doua zi. Îi mai rămân câte? 9. E bine, nu? 9 segmente. Deci 9 bucățele de acestea. Din rest, ia să vedem ce mai spun, chiar m-am grăbit, îi rămân, am zis că cheltuie 3, la a doua zi. 3, 16 din sumă, foarte clar. Din rest, adică din ăstea 9, cheltuie a treia zi o treime. Adică 9 împărțit la 3, cât înseamnă? Încă 3. Se sizez că a doua zi și a treia zi cheltuie în mod egal. Da? Asta este a
trează. Și îi mai rămâne 72 de lei. Păi, câte segmente mai rămân aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și asta înseamnă tot cât înseamnă 72 de lei. Poți afla cât costă, cât înseamnă un singur segment. Înseamnă o 16-ime, o 16-ime, un segment micuț costă 12 lei. Înseamnă 12 lei, da? 12. Și acum, dacă vreau să văd toată suma, 12 ori 16, de suma ies, am părăsit problema cu fracții. Mă iertați, am ieșit foarte repede pe culoarul meu, pentru că chiar asta mi-aș cerut să fac. Să o fac într-un mod încât copilul se poată să înțeleagă. Așa, iese egal cu cine? 12 ori 14 ori 16, da? 12 ori 16 și face 192, da? 192 de lei. Asta e suma pe care a avut-o Gigi la început. Doamnă și dragilor, dragii mei părinți, învățători, toți cei care vă ocupați de chestiuni de acestea, încercați să ajungeți așa, la momentele acestea. Acum, în momentul în care faceți așa și explicați copiilor, înțeleg și se bucură extraordinar. Băi, atât de clar este, așa de frumos este. Și în felul ăsta vă întoarceți și faceți operații cu fracții. Pe baza a ceea ce am spus, faptul că am sezat aici în 16, eu chiar aș introduce operațiile cu fracții plecând de la raționamentul ăsta. Pentru că acest 3 16 iese de unde? 1 pe 4 din 3 ies pe 4. Face 3 ies pe 16. Și atunci l-am învățat cum să mulțesc, cum să fac, de ce să fac operațiile acelea, de la mulțiri, la împărțiri, de ce fracții echivalente. Dragilor, insistați și spuneți, 8 pătrime este echivalent cu 2 pe 2 optimi. Sau echivalent cu, și le arătați exact cum stau lucrurile, 2 optimi sau egal cu 3, 12, 5, și așa mai de. Fracție, dar munciți și le spuneți asta. Același segment, iată, același segment, îl împărțim odată în cât? În 4 și iau o pătrime și îl împar și pe unul în 8, da? Și iau, iată, în 8 și spun că e 2 optimi. Uitați, 2 optimi. Deci pătrimea de aici înseamnă 2 optimi și îl împar și în 12 sau puterea lui 2 ca să meargă foarte repede. Adică aș spune aici că am amplificat cu cât? Ca să nu mă duc peste încă în 2, 16, da? Să fie 4 pe 16. Asta vreau să spun. 4 pe 16. În sensul că iar împart în 2 fiecare. Da? Și atunci am luat 4 de șef, ca să spune că e vorba de la același segment. O pătrime, 2 optimi sau 4 și 16. Ce înseamnă același lucru? Faceți aceste lucruri. Înseamnă într-un limbaj, dar ca să nu-i spun copilul, să nu-l agresez cu informații, să poate să înțeleagă cât se poate de bine, fac aceste lucruri. Și atunci îi spun, măi copii, dar de fapt am înmulțit cu 2. Am și numărătorul și numitorul, da? Asta înseamnă, am amplificat. Am dus-o într-o una echivalentă. Și așa înțelege el ușor cum se duce într-o fracție echivalentă. Ce să vă spun? Mai trebuie să vrei. Să spui, sigur că în carte e mult mai greu, printat, e mult mai greu să-l convingi. Iată de ce filmulețul are așa un impact puternic asupra copilului. Și de aceea videomanualul, după părerea mea, va fi viitorul, să spunem, a ceea ce înseamnă partea didactică. Știința de a învăța pe cineva ceva, ce tu știi, trăiești, simți, așa, în toată fibra ta, poți să-l convingi pe cineva. Poți să convingi că un lucru este corect. Și de aici eu nu mă întorc. Nevoia de video manual se impune foarte tare, pentru că în condițiile acestea copiii n-au șanse egale, dragilor, n-au șanse egale. Că unul prezintă în litera cărții, să spune acolo, până și definiții și le aruncă acolo, de aceea ne îndepărtăm copiii, copiii n-au, nu se pot apropia de matematică și le vine foarte greu. Așadar, am lăsat-o aici, mi s-a părut mai frumoasă varianta care v-a prezentat-o aceea, las să vă conduceți
raționamentul, restul al doilea, nu știu ce, pe acolo, vedeți toată povestea în limbajul aseamnă. Eu am fugit atât de repede din problemă când am văzut 3 pe 16, inițial nu știam cum să vă prezint, de ce am și pe dar odată, acum în fața dumneavoastră, așa am avut un moment de inspirație și am spus, așa trebuie făcut. Și așa îi invit și pe colegii mei, învățători și profesori de mai târziu și părinți și toți cei care dorim cu toată ființa noastră să-i putem ajuta pe copii. Asta ar fi. Asta mi-ați dorit, mi-ați cerut, asta v-am spus, dragilor, și mai avem cât un? Nu, mai avem. Încă da? 14 minute. Mai vorbesc de ceva, că e interesant. Așa ca să te dai tu mai departe. Da. Dorința mea este să putem să transmitem, să spun, la o masă cât mai mare, dacă s-ar putea chiar la nivelul țării să ajungă această idee de video manual. Știți de ce? Mă uit acum, este atâta zbucium cu Ministerul Învățământului, s-au încercat doi miniștri, tot felul de lucruri grele. Nu. Până când or să apară niște oameni care să dorească schimbarea, să aibă ceva de spus, acei oameni, numai când apar în față falsurile, lucrurile nu merg. De aceea, voi câți, acei puțini care îți dați peste site-ul acesta, faceți-l public. Îmi pare foarte rău că presa nu preia foarte rapid acest film. Ar trebui filmul acesta să meargă pe internet, să împiedice pe YouTube multă lume și să-i putem ajuta pe copii. Eu o fac cu toată dorința de a-i putea ajuta pe copii și văd că și voi, părinții, cine mai mult decât părintele să-și dorească mai mult decât părintele să-și ajute copilul, să facă ceva din copilul lui. Părintele este în stare să nu mănânce, să spune, să ară peste masă, să-ți ia o hăinuță acolo din când în când, dar copilul să poată ajuta, că asta este dorința mare a unui oricărui părinte. Dar trebuie făcut așa, vă repet, videomanualul este o șansă imensă pe care trebuie să o exploatăm. A apărut așa asta, acum, iată, la mine, cred că Dumnezeu a rânduit așa, să mi-o pună în minte, de acum 15 ani, de că tot mă ocup, am pus-o pentru că eu sunt atât de hotărât și atât de dornic să o dau tuturor ideea asta și să mă las așa filmat și să vă spun niște lucruri, atât cât pot eu, mai mult, nu știu dacă am să pot vreodată, dar atât în clipa asta cât pot cu videomanualul, chiar vreau să ajute foarte mulți. Vă mulțumesc, doamne, și vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit cu acest mesaj și aș dori să transmite și să o faceți de fiecare dată. Scrieți-mi un e-mail și eu vă fac un filmuleț de acesta cu chestiune punctuală. Mulțumesc!